Stadionul Dinamo trepidează sub presiunea celei mai crâncene rivalități din fotbalul românesc. De decenii, Dinamo și Steaua sunt cei doi poli de influență ai campionatului. Indiferent de circumstanțe, meciurile dintre cele două echipe au fost adevărate. Vlad Enăchescu și Emil Grădinescu vă prezintă derbiul campionatului. Iată cum se prezintă cele două distribuții care vor începe peste câteva secunde acest derby de tradiție al fotbalului românesc. Steaua în poartă este Martin Tudor, jucător de câmp, Florentin Dumitru, Baciu, Miu, Mitriță, Liță, Paraschiv, Trică, Pompiliu, Stoica, Neaga și Claudiu Răducanu. Cu siguranță ați observat deja absența din 11 de start al formației lui Pițurcă a lui Mirel Rădoi, cel care s-a accidentat la ultimul antrenament și va pierde chiar și barajul cu Slovenia. Dinamo cu portarul Lob și jucătorii de câmp Gianni Chiriță, Vali Năstase, Bogdan Onuț, 7 este Mugur Bolohan, 25 Tameș, 20 Pârvu, 22 Stângă, 21 Tâlvan, 24 Mihalcea și cu numărul 8 Sabin Ilie. În premieră titular în formația lui Ion Marin, într-o partidă de campionat, el a mai jucat în 11 de start în meciul de cupă cu Sportul Studențesc din această săptămână, partidă în care a reușit să înscrie 2 goluri. În jocurile de acasă, Dinamo a înregistrat 4 victorii și un egal în această ediție de campionat. Urcă Florentin Dumitru. Centrarea lui foarte bună, șansă de gol și apără Lobonț, vine din spate, extraordinară ratare. Neaga a ratat singur cu Lobonț, care a avut o intervenție magnifică, apoi din spate Trică n-a izbutit nici el mai mult. Aceasta a fost cea mai mare ocazie de gol. 20 de minute până la finalul primei reprize, Dinamo și Steaua la egalitate 0-0. Un derby plăcut până în momentul de față. Ambele echipe sunt foarte prudente. Se poate spune că cine va greși primul va pierde această confruntare, cel puțin din ce am văzut până acum. Bolohan încercând angajarea pentru Sabin Ilie. Sabin Ilie este în careu, nu reușește să juteze, foarte periculos Mihalcea și este 1-0. Gol superb reușit de Adi Mihalcea, al 9-lea gol al său în campionat. Steaua a fost surprinsă de această acțiune rapidă de atac a dinamoviștilor. A fost la un moment dat o situație de 2-2. Sabin Ilie a apărut foarte bine la pasă, a pătruns și un semn de întrebare se ridică: de ce Martin Tudor n-a izbutit să rețină această minge sutată destul de încet? A fost o intervenție imprecisă. Mihalcea demonstrându-și încă o dată vocația de golgheter. Omul potrivit la locul potrivit. Minutul 26, 1-0 pentru Dinamo. Mihalcea este un recidivist în istoria partidelor cu Steaua. A mai înscris un gol cu 2 campionate în urmă, un gol în fața Stelei, atunci când Dinamo a învins pe Steaua cu 3-2. În vreme ce Mitriță este urcat în salvare, Vlad. Iată-l acum pe Bolohan, pe partea dreaptă, pătrunzând șutul lui Bolohan și este 2-0. Formidabilă incursiunea ofensivă a lui Bolohan, care a plecat de la centrul terenului, a știut să profite de absența de pe flancul stâng al lui Mitriță, cel care era urcat în salvare. Un sprint prelungit și Martin Tudor învins pentru a doua oară. 2-0 pentru Dinamo. Golul cu numărul 5 pentru Bolohan în această ediție de campionat. Proteste de pe banca Stelei, care ar fi vrut jocul întrerupt, sau mai degrabă ar fi antrenorul Pițurcă ar fi vrut ca la o întrerupere precedentă să îl trimită în teren pe Bogdan Nicolae. Încă o dată splendida cursa lui Bolohan și Dinamo conduce cu 2-0.